YouTube, hashtag HelpRomania, tratezant în nivel review unui laptop cu gestul. Acesta este un laptop care îl am de o perioadă destul de lungă, să facem timpul. Avem ventilatorul, un cablu VGA, un cablu Ethernet, un cablu HDMI, un port HDMI și un port USB 2.0. Pe față avem jack-ul de căști, de microfon și nu știu ce, și SD-ul, card slot. Avem super drive și cele două USB 2.0. În spate mai avem portul pentru alimentare, bateria și ventilator. Acesta este un ecran de 9 inch cu o diagonală pe diagonală și el are și el o cameră web. Scuzați că vedeți acum întors imaginea prima cu facecam-ul și se pare că așa se vede, dar eu înțeleg acum. Și am intrat, am făcut un test ca să vă arăt și vă cât de repede merge. Este plin. Am făcut un video și de asta, ca să știți. Deci, mie îmi merge super greu. Acum vedeți că am deschis editorul meu. Eu folosesc Windows Live Movie Maker, Wii Video și când o să ne iau MacBook, Final Cut Pro și iMac. Vedeți acum începem să editez, am oprit filmare și după aia am exportat totul, ne-am pus să fac videoclipul și vor fi gata. Deci eu acum vizionez tot ce făceam, eu chiar mă plictisesc și eu. Acum sunt pe site-ul celor de la Apple, vedeți partea de la sfârșit. Windows-ul este un prost înalt și nu mă lasă să văd eu Internet Explorer-ul. Aici vedeți pe Robin Williams sau cum îl chema, nu mai știu numele lui. Robin Williams, nici nu știu ce să-i mai fac Windows-ul ăsta, pentru că m-a scos din toate minciunile unui laptop. Deci, da. Da, vedeți acum am pe site-ul celor de la Apple. Acum vedeți că folosesc laptopul, după aia o să-l închid. Și după aia am închis și filmarea. Acum este un video destul de editat, zic, este destul de oficial. Oricum, nu uitați să dați like, share și subscribe. Eu sunt Patrick și vă mulțumesc. Da. Vreau desigur să vă mai anunț că vom avea și un unboxing la MacBook Pro cu ecran Retina. Cam asta a fost tot pentru astăzi. Nu uitați să dați like și să dați like și să subscribe. Eu sunt Patrick, vă mulțumesc. Da.